Bucuroși de zăpadă în aceste zile nu sunt doar copiii, fermierii se bucură și ei din plin de primii fulgi de neașe, asta pentru că mai speră la o salvare a culturilor. Seceta care a pus stăpânire pe județul Vaslui încă din această vară a reprezentat o amenințare serioasă pentru culturile de toamnă, acestea fiind la un pas de calamitate. Nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu dădeau fermierilor încredere că vor avea pentru anul viitor profit de pe urma culturilor de toamnă. Salvarea a venit în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele ore. Acum țăranii sunt mai optimiști și speră să scoată o producție bună anul viitor. Mi-e binevenită, cum? Păi dacă nu plouă, măcar zăpadă să fie. Păi și ne facem fără apă, fără zăpadă, fără nic, ar fi la pământ. Ajută, sigur că da. Dacă nu a plouat, e bună. Cum ține și căldură la pământ și umezeală, numai bun. Optimiști sunt și specialiștii din agricultură care spun că după o secetă prelungită, numai o cantitate însemnată de precipitații mai putea salva culturile. În ceea ce privește precipitațiile înregistrate în aceste zile, evident că acestea sunt foarte bine venite pentru culturile însămânțate în această toamnă, întrucât asigură o protecție foarte bună împotriva înghețurilor care vor urma în această perioadă de iarnă, precum și la refacerea rezervei de umiditate, care este destul de accentuată și la această dată pe teritoriul județului Vaslui. Statistic însă, venirea zăpezii nu mai poate salva decât 60% din culturile de toamnă. Din cele 89.651 hectare de culturi, 35.597 hectare culturi de toamnă sunt deja declarate de fermieri ca înregistrând pierderi din cauza lipsei de precipitații. Pe lângă orz, orzoaică și rapiță, cultura de grâu este cea mai afectată de secetă, 26.440 de hectare fiind afectate în totalitate.